Salut, mă numesc Tatiana și astăzi vom rezolva o problemă de geometrie în care vom determina înălțimea trapezului. Avem un trapez dreptunghic ABCD. Măsura unghiului drept este BAD. Latura AD este baza mare și este egală cu 25 de centimetri. BC este egal cu CD. Trebuie să aflăm înălțimea trapezului dreptunghic CH. Rezolvare Conform desenului și conform datelor, noi putem determina HD, deoarece BC este egal cu AH. Rezultă că HD este egal cu AD minus a h. AH, deci am spus că este egal cu bc, are valoarea 13. a h este egal cu bc și este 13. Astfel înlocuim și obținem hd este egal cu 25 minus 13 este egal cu 12. Centimetre. Am determinat HD este 12 cm. Acum putem utiliza teorema lui Pitagora. Deci, conform teoremei Pitagora, A pătrat plus B pătrat este egal cu C pătrat. Avem latura CH este catetă și HD este catetă, iar CD este ipotenuza. Astfel, CH pătrat este egal cu ipotenuza la pătrat, CD pătrat, minus cateta HD la pătrat. Doar CH, adică înălțimea, este egal cu radical din CD pătrat minus HD pătrat. Înlocuim și obținem CH este egal radical din 13 la pătrat minus 12 la pătrat. Este egal radical din 169 minus 144. Este egal cu radical din 25 și este egal cu 5 cm. Am determinat înălțimea trapezului ABCD. Sper că această lecție ți-a fost utilă. Dacă da, abonează-te la canalul nostru. Succes ție la matematică!